Am revenit, salutare prieteni, bine ați venit pe canalul de Dănuț și familia Max, vă pupăm! Am dat drumul la filmare, erai pregătit? Nu? Nu, nu, nu. Uite, aici... Da. Aici unde e parașuta? N-avem voie să arătăm, David. Ce te joci tu? Eu am mâncat. Mă dă! Ce faci? Mădălina, ai mâncat și acum, tati. Da, David. De ce? Nu, nu e voie, că ne blochează contul, da. Am zis să mai filmăm și noi, prieteni, că ne-am mai filmat ieri cu situația asta lui David, că David n-are voie să apară. Mădălina face curat, Mădălina. Ce? Cum era starea? Cum făceam eu? Da, trei vloguri, Mădălina face curat. Da. Da, așa un pic. Că noi post 3-4 zile nu mai avem voie să facem nimic. Nici să gătim, să... Nici Mădălina n-a ieșit, da. E izolat în casă, David. O săptămână trebuie să stai lângă David, prieteni. Nu trebuie să iei afară. Bine, că iei să ia mult așa, dar... Să stai în frig, nu. Nu avem voie să gătim, nu avem voie să punem oala pe foc, nu avem voie 4-5 zile. Nu avem voie să spălăm, uite, nu mai spălăm nimic. Gata, ajungem la ele, lasă curățenie altă dată. Peste o zi, două. Tot așa un pic de... Păi ai dat un pic altă dată. Că asta e lăsată de la Dumnezeu, așa e la noi. Așa e la noi, prieteni, lăsată de la Dumnezeu chestia asta cu David și nuna. Și toți prietenii mă întreabă și în comentarii de ce nu e voie să gătim. Nu e așa, e la noi, nu știu cum e la voi, la români. E bubatul, așa se spune, 3 zile iese și 3 zile dă înapoi. Adică nu, 3 zile apare, după 3 zile se usucă și 3 zile dispare. 9 zile, 9 da. Zile trebuie să... Așa e. Mănâncă. Mănâncă. Ai mâncat și alea, că e caldă, că după aia nu mai mâncat. Ia și tu, mănâncă și tu. Eu am mâncat două de alea. Dar am multe parașute. Ai multe parașute? Uite, după ce mănânci pateul ăla, bei un pic de zeamă de castraveci ordine, bine? Da. Nu mai zeamă, cu iaurt am dat. Da. Ce? Zic, nu mai zeamă, ca să vezi. Aseară, fii atent să spunem, nu știți, aseară pe la 12:30, spune, cerea de toate, cerea clătite. Păi n-are voie dulciu, n-are voie, trebuie să ia numai acrituri, acum iaurturi. Ce mai cerea? Pireu cu șnițel, cerea toate felurile de mâncare. Nu are voie. Asta e ultima zi de apare și 3 zile ți-e usucă. Da. Cum adică mâine are voie să mănânce? 3 zile ea apare pe corp, peste tot, e plin, nu vezi. Azi mai apare. Astăzi și de mâine ea începe să usuce 3 zile. Și 3 zile să dispară, 9 zile. Deci 3-3-3, așa e formatul ăsta. Și mi se rupea sufletul aseară când cerea de mâncare, știu. Ca un regim, adică acritură multă ca să iese pe corp. Vin roșu? Puțin. Puțin, nu, gen o gură, două. Așa e la noi. Bine, sunt mulți români care știu de tradiția asta cu... Asta dar unii nu. Da. La doctor, dacă te duci, bagă injecțiile, nu e voie. Nu. Păi și domnul doctor de știu și doctorul. Zi, mamă, de Leonardo, când avea Leonardo, nu, când era. Leonardo a dat cu mictură din aia pe el, că am zis că îl mânca pe elea, că așa e la boala asta. Și după aia s-a infectat. De nu știam ce să-i mai fac. Tot așa, no, Leonardo a fost rău de tot. El, zicea, nimeni nu mai dădea șansă. Era grav. Nimeni nu mai dădea șansă. Doamne, nici nu vreau să mă gândesc să mai vorbesc, numai că sunt trebuie nu vreau să lasă altă dată. Nu pot. Prin ce am trecut? Dormeam jos. N-aveam unde să mă spăl la boli infecțioase. Am trecut. O să vă povestim altă dată când o să-i treacă lui David. David, nu te scărpina tare, David. David, nu mai lasă. Dar îl mănâncă. Nu te mai scărpina, nu le rupe. Cu David, de asta mi-e frică. Rămâi cu semne, nu le rupe. Așa e, eu am avut și al mare bubatul și al mic. Și uite,
De mult, uite, am rupt aici, am aveam pe frunte și de-aia am aici o gaură, o gropiță așa. Păi, știi că ți-am zis că am doamna care mi-a zis în privat chestia care o ai în frunte, mi-a zis că e din cauza grăsimii. A, nu e, doamna. Nu, eu am căzut de mic. Eu am căzut în cap. Dar ce am aici în fier? Am căzut, am dat cu capul de ciment și aveam aveam un nodul de la mare aici și oricum, măra, când mă enervez, mă supăr, uite, acum n-am, vezi, nu prea. Da, nu, nu. Nu prea se vede, vezi? Dar tu nu ți-ai făcut când ai fost la doctor atunci să-ți faci și la cap? Am remeneuri, am făcut de 2-3 ori remeneuri. Și? Nu am nimic, n-am, da. Uite, și cu David mai trebuie să ne ducem când o să-i treacă remeneul de la lovitură, să mai face, ca zis, după 6 luni. Eu aveam osul ăsta aici rupt atunci, deci când am căzut, am căzut puternic, am dat cu capul, de eram umflat, deci odată s-a tras așa, a intrat degetul așa înăuntru și după aia mi-a ieșit o motâlcă, uite, așa mare. Păi așa se vede, uite, tu dacă stai așa drept, se vede aici. Și mai ales am văzut că în serul... N-are nimic, asta e, așa mult. Da. Prieteni, revenim de afară. Ce să mai revin? Revenim de afară. Nu, mă, ce să facem? Asta e, mai revii. Filmează acolo pentru oamenii noștri care ne iubesc, care ne susțin. Sunt îngrijorați, stai un pic, care sunt îngrijorați de noi și îmi scriu tot timpul, în fiecare zi, nu trece zi, o zi. Fără să nu-mi scrie și mă întreabă ce ați mai făcut, ce mai știți de lumină. Și mie, și pe TikTok, și pe privat și aici. Și dau păreri și sunt îngrijorați, oameni care plâng și își fac probleme de lumina și de noi. Și ne mulțumim foarte frumos, să le dea Dumnezeu sănătate și lor și nouă să ne dea liniște când o vrea Dumnezeu. Așa e omul pe pământ, așa e născut, așa știu și așa e. Cât trăiește omul, așa e, trece prin bune, prin rele, asta e, n-avem ce face. Numai bine nu cred că există pe pământul ăsta, pe lumea asta. Numai rău n-are cum, sunt zile și bune și rele, n-avem ce face, le trăim, le suportăm pe toate. Da. Tu, mamă, ce vrei să zici? Eu aș vrea să zic să-i mulțumesc doamna Ileana. Asta vreau și eu să zic, hai aici. Dar nu poți să vorbești, vorbește tu dacă vrei, da. Să-i mulțumești lui doamna Ileana și lui domnul Conea și lui domnul Tomiță, care are un văzut vlogul, le-am văzut toți. Respect am pentru ei foarte mare, oameni cu caracter, oameni care știe să vorbească frumos, nu că sunt neamurile mele sau asta, da, știe ce înseamnă. Într-adevăr, nu, deci familia lui Tomiță, lui Conea, Ileana, deci este o familie foarte ok, și o femeie care n-a jignit pe nimeni foarte niciodată, linia, și adică, domnul Conea. N-au jignit pe nimeni niciodată de când suntem noi aici, de când trăim, de când mă știu eu că sunt copil, am crescut cu Tomiță împreună, ne știm că suntem colegi, prieteni, sunt niște oameni de nota 2000. Adică nu că acum vezi că ne-au făcut complimentul ăla de aseară pe vlogul. Și înainte. Nu, și înainte, eu îi respect tot timpul, știu asta și țiganii de aici, nu că acum trebuie să le mulțumesc înapoi, dar le zic că sunt niște oameni de nota 2000. Sunt niște oameni care știe, au trecut și ei prin multe, știe ce sunt alea și rele și bune și trecut și au suflet în ei și inimă, care știu să aprecieze ce înseamnă și bune și rele. De când ne știm noi, și sau nu eu, au deranjat pe nimeni, că au avut și ei destule probleme și nu au deranjat pe nimeni sau ceva. Sunt niște oameni de nota 2000 care chiar au ținut și la noi și la toți. Și, adică, de când se pot ne vedea și în oraș, ne respecta și vorbea, da, cu vorbea. Am văzut și vlogurile de acum 2-3 luni, cum a venit Ileana la noi, ne-a adus alea zi. Ce ți-a adus? Că nu mai știu. Ăla de bătut. Cum? De bătut, jnițele. A, ciocanele alea de jnițele. A venit la noi, ne-a găsit în piață sau alea. Mai ales că am fost, ne întâlneam acolo la Leo, că suntem cuscri cu el. Era totul ok, nu ne-am deranjat niciodată la petrecerile lor, când erau de zile mari.
mergeam acolo, ne întâlneam oameni de nota 2000, adică cu caracter, care știu ce niciodată înseamnă. N-a vorbit domnit sau ceva de cineva. Și în pușcărie când am fost, a întrebat de mine și plângea. Să știți de la mine. Și eu nu uit omul. Eu nu uit omul niciodată care întreabă de mine și mai ales că dacă plângi un om din cauza pentru tine. Niciodată asta nu-i de uitat. Și respect toată viața mea cât o fi eu. Nu ca alții să spună și una și alta. A fost o familie liniștită. Foarte liniștită, familia lui Domnul Bun. Nu avem stare. Uite, așa facem în fiecare zi, că mi-e rușine să spun că mulți, mulți țigani ce aud, că vezi, Doamne, că am lăsat o moale, că unde e, că nu caut fata. Dar vreau să mai dai la nimeni. Nu mai dau nicio explicație, eu știu ce am în suflet. O facem pentru prietenii noștri care ne urmăresc. Da, asta o fac pentru voi, oameni buni, care ne urmăriți și suferiți, adică și îmi dați mesaje și mă întrebați de lumina, eu trebuie să vă răspund, că văd că sunteți niște oameni cu caracter și că ne iubiți foarte mult și ne-ați ajutat, ne-ați rugat și multe chestii, dar pot să vă mulțumesc aici. Doi prieteni de-ai mei n-am vrut să filmez cu ei. Unul din Germania, unul din Franța. Au venit la noi, au stat două zile, am stat, am povestit. Au zis oamenii, bă, dacă nu știi în afară, mergem cu tine, o căutăm, alea. Dar de ce? Nu mai. Și mulți spun că, vezi, Doamne, am lăsat o moale, nu mai știu nimic de fata mea, că de ce nu o caut și alea? Unde să o caut? Unde să mă duc? În Franța, în Germania, în America, după ea? Nu! Eu sunt un om, bă, mi-a greșit, asta e. Dacă vine acasă, e bine când o suna, sau bine, o mai sună pe câmpeana, spune că doar e bine și nu vrea să detalieze. Bun. Atât pot să zic. I-a zis că e la muncă și atât. A zis că e la muncă, mă credeți, uite, eu mă jur că n-am mai vorbit cu ea. Eu mă jur câmpeana, deci eu spun adevărul, Dumnezeu Iisus, poate-mi dă o palmă după ceapă și mă omoară. Eu spun realitatea și dreptatea. Și să-mi vadă și țiganii, care e problema? N-am nicio putere. Dacă un copil mi-a greșit, eu spun adevărul, nu mi-e rușine, mie mi-e rușine și mi-e frică de Dumnezeu. Nu, acum vezi, Doamne, că cine vede și ce râde de mine, să râdă și până cu gura până la ureche. Nu mai pot, asta e. Că mă descarc, că povestesc la lume și spun adevărul. Prieteni, deci dacă ea mi-a greșit mie, stai, lasă-mă un pic că uit ideea. Deci că nu mai am liniște. Lasă liniștea, chiar dacă mor până mâine, mor și eu păi mâine și asta e, că suntem muritori. Am ajuns că eu ori murim să mă liniștesc. Nu mai lasă-mă un pic că nu mai pot, iar mă enervezi. Acum, că mor la 50 de ani, că mor la 70, tot acolo te duci, asta e. Și eu, am 44, că dacă mor mâine, păi mâine tot acolo mă duc. Când mă duc mai devreme sau mai târziu, asta e. Eu le-am demonstrat la copiii mei că le-am făcut. Și ei la fel, am muncit mulți ani de zile de-am măritat-o la Leo. Dacă n-a fost bună, asta e. Dănuț la fel. Dacă nu e bun, la fel. Mâine, dacă mor, eu sunt mulțumit. Ce să fac? Am avut și eu destule probleme. Da. Ce acum să nu mai stau eu alea. Mie mi-e rușine de oamenii care ne respectă și alea, dar n-am nicio putere. Dacă ea decide să vină, să vină acasă, să vină, dacă nu, să nu vină, să stea acolo. Eu vreau să zic și eu aici pe live. Nu mai am nicio treabă cu ea, dar o să vină într-o zi, eu sunt conștient că vine într-o zi. Și când va veni, atunci o să vină prea târziu. Și atunci o să zic că ea, tată, mamă, ce să vă fac? Și plânge pe noi. Poate că plânge într-un sens de ăla, într-o băie de care mă vede întins cu lumânarea, în mână mort. Și atunci o să zic că, tată, de ce ai murit? Am murit. Și n-ai cum să mai vorbești cu mine, lumina atunci. Dacă mă vezi mort și vii atunci, a trei zile stau mort în casă. Știi cum e procedura, da? La privei. Și când atunci, o să vii atunci, îți dai seama, o să vii, bă, a murit tata, vin la el să-i aprind o lumânare, să-i aduc o coroană. Și atunci plângi pe mine și eu n-am cum să mai comunic cu tine, să știi. Doamne ferește. Poți să se plini pe de-a. Spun așa că nu mai pot. De ce să nu spun?
mai pune de la spun că nu mai am nicio mai putere. Și nevasta lui Ion ăsta, unde de tot ce ne... să nu spun? Și nevasta lui, de ce să creadă? Ce nu. Că să-i caut eu, să meargă și ea să-i caute, să facă ce vrea. Nu, știu, nu mă mai interesează, cum au plecat ai lor din casă și a mea a plecat din casă. Tot dă vina pe noi că noi suntem... Păi ce putere avem noi? De ce nu veni să spună? De ce mai am treabă acum? Ce putere avem și noi? Cum n-are ea nici putere, nici noi. Ăștia e lui Jeanu, nevasta lui ăsta, lui sărăcie ăsta, asta cum o cheamă, că nici nu știu și nici nu mă interesează. Nu mai vorbiște legat de noi. Când o veni să vină, ia legătura și tu vezi, păi, eu ce să iau. Ea are treabă cu mine. Stai un pic, lasă, nu mai sărim de la asta la alta. Ea are treabă cu mine, are. Nu, dar eu vreau să-i transmit lui Lumina că nu se știe, Lumină, nu se știe viața omului cât trăiește pe pământ. Și dacă moare maică ta sau eu, cum ți-am zis mai devreme, ce vii atunci și plângi pe noi, au tată, de ce ai murit? Atunci o să-ți vezi tu și o să-ți dai cu capul de pereți că n-ai mai comunicat cu noi. Da, așa. Că tu știi când a murit bunica, când a murit tatăl meu, când a murit bunicul tău, cât am suferit și ce, prin ce am trecut. Tu știi că am murit tânăr la 50 de ani și am rămas trei frați vai de capul nostru. E greu fără tată, fără părinți. Tu nu realizezi, nu înțelegi? Uite cum nu am eu tată, n-am un sprijin, n-am cu cine să mă consul, să văd în stânga, în dreapta, unde mă duc, ce fac. Doar eu cu frații mei și cu mama. Dar tata, să știi că tata e stâlpul casei care decide și spune și știi că ai un sprijin. Că ai un ai în spate. Da. Dar lasă Lumina, nu-i problemă, dacă tu ai decis așa și eu asta e, ce să fac? N-am nicio putere să vin să te caut, am înțeles că ești afară, la muncă, că spun adevărul și dacă ești la muncă, dă-o dracu de muncă, vino acasă, că nu câștigi tu de la muncă, ce câștigi? 1000 de euro, cât să iei? 1500? Ce plătești sau ce faci? Da, eu cred că minte cu munca. Da, prieteni, reveni mai târziu pe canalul. Adică te duci și ce faci? Bine, uite, vezi, m-am enervat că nu bun, mai de asta nu și închid. Descarc, nu știu, nici eu nu mai știu. Nici eu nu mai știu ce să spun. Uite, fiecare zi stau acasă, mă trezesc, stau supărat, mai plâng câteodată. Câteodată, nu știu, dau o tură prin oraș, vin tot acasă, n-am ce să fac. Asta e. Merg înainte. Lasă, gata, calmați-vă, închid și adică eu. Ori să avem, să vedem și noi ce facem, să vedem, să punem și noi în plan ceva. Am ce face acum, mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat, adică, un sport care doar ne trezim și plângem și ne gândim la tine. Lumină, dar nu te gândești așa un pic că mi-ai dat o meserie pe care eu... Râte rău! De 2 săptămâni fac aceeași treabă, același job, adică mă trezesc dimineața, stau în bucătărie, plângem, ne gândim, oare ce a fost în capul tău? Vine seara, iar la fel stau până la 2-3. Ce să fac? Să pusă și bubatul acum pe David. Uite, nu mai plec nici de copil acum. Unde să mă duc? În fine. În fine. Asta e. Nu vedea. Te mai las câteva zile și gândește-te bine, bine, bine de tot. Eu n-am vorbit cu tine la telefon și nici nu vreau să știi dacă te uiți la vlogul lui Dănuț, că am înțeles că te uiți. Vorbești cu maică-ta, eu nici nu vorbesc cu tine, nici nu vreau să aud. Numai în momentul când spui că vii acasă. Mulțumesc prietenilor noștri, Dănuț, că da. Pentru asta spun, de asta mai vorbesc, de asta simt nevoia să mai mă și descarc, să spun oful meu că n-am cui să îl spun și cam atât.
Da, prieteni, din cauza asta am pornit filmarea, să vă spunem că toți sunteți îngrijorați de noi și ne dați mesaje și plângeți odată cu noi. Așa nu că... mai avem nici lacrimi, nu mai am nici lacrimi. Așa că vă mulțumim, prieteni, ne auzim mai pe seară pe un nou clip, vă pupăm, să aveți o zi frumoasă și vă iubim. Pa, pa!